Pacea Domnului și mediația eternă, casa de rugăciune a Domnului Iisus Hristos, aici unde avem din nou ocazia ca să ne întâlnim cu El și să lăudăm, să-L preamărim. În această dimineață, îndemnul pentru prima cântare, aflăm în Scriptură care zice: Trezește-te tu, care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm. Pe care Tu o ai cu noi atunci când greșim, venim în fața Ta, Doamne, și Tu ne ierți.
ne pese mai mult de cei din jurul nostru, Doamne, să fim iubitori de oameni, Doamne, cum ești Tu, Doamne, să fim mai mult asemeni cu Tine, Doamne. Dorim, Doamne, să semănăm, Doamne, cu Iisus Hristos, care a venit pe acest pământ și s-a jertfit pentru noi, Doamne. Îți mulțumim pentru familiile noastre, Doamne, pentru prietenii, Doamne, pe care Tu ai pus în jurul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru fiecare zi pe care Tu ne dai în această viață, Doamne, și dorim, Doamne, ca Tu să fii în mijlocul familiilor noastre, Doamne, pentru că avem nevoie de Tine, Doamne. Avem nevoie de puterea Ta, Doamne, avem nevoie de sfatul Tău, Doamne. Pentru că știm, Doamne, că va veni o zi, Doamne, când Tu te vei uita la noi, Doamne, și vrem, Doamne, ca în acea zi Tu să spui că ai fost un slujitor vrednic, Doamne. Vrem, Doamne, ca să nu pierdem veșnicia pe care Tu ne-ai dat-o gratuit, Doamne, prin Iisus Hristos, Doamne. Vrem, Doamne, să stăm aproape de Tine, Doamne. Și avem nevoie de Tine, Doamne, pentru aceasta. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi și vei face în continuare. Amin. Amin.
Slăvit să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos pentru această zi minunată, această zi de har. Înainte de a spune felul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, în care Domnul Iisus Hristos a lucrat în viața mea ca să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu și să cred în jertfa Domnului Iisus, am dorit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim câteva versete. Se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 13, începând cu versetul 6. Evanghelia după Luca, capitolul 13, începând cu versetul 6. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sărit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taia! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Și a doua parte din Evanghelia după Luca, capitolul 19, spune cuvântul Domnului așa, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Nu știu dacă ați fost atenți și dacă ați cântat acele cântări minunate care s-au cântat mai devreme, ultima și ultimele rânduri au fost aceasta, să mă asemăn cu tine și să spun la toți ceea ce tu ai făcut pentru mine. Iubiți frați, iubiți prieteni, cred că nu este bucurie mai mare decât să fii în casa lui Dumnezeu, să fii în locul unde Domnul Iisus Hristos este prezent, să vezi și să asculți felul minunat în care Dumnezeu s-a îndurat de noi. Aș putea spune că acum este anul de îndurare, așa cum am citit, mai mult. Este ziua de îndurare. Și mai mult, acum este ceasul de îndurare în care Dumnezeu are ceva să ne spună. De aceea te rog, în numele Domnului Iisus, fii atent și poate cuvintele care le vei auzi, te regăsești și tu în această mărturie personală. Nu este mai mare de bucurie decât să simți prezența Domnului Iisus, să cânți, să te rogi, să te bucuri, și să simți cum povara grea de păcate dispare din viața ta. Dragul meu, înțelege că oricine ai fi tu, orice păcate ai fi făcut, astăzi, acum prin puterea lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Hristos, poți fi iertat, poți fi eliberat, poți deveni copil al lui Dumnezeu. Dar aceasta doar dacă hotărăști să te întorci la Dumnezeu. Mărturia întoarcerii mele la Dumnezeu nu este ceva spectacular, ci este ceva real care s-a petrecut în viața mea. Lucrul este adevărat că dacă nu te-ai întors la Dumnezeu, nu ai ce să spui. Nu ai. Și o să vedeți în ceea ce voi spune mai departe. Poți să-ți inventezi, dar ceea ce se întâmplă de câte înșeli singur. Acum, poate aici în sala aceasta este cineva care se aseamănă cu viața pe care eu am trăit-o și înțelept ar fi ca să facă ceea ce eu cu ani în urmă am făcut. Dacă vă aduceți aminte, duminica trecută, mesajul fratelui de la Kitchener era acesta, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Și tu astăzi ești prezent aici și ai venit aici ca să-L cauți pe Dumnezeu și să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, care El este prezent. Acel frate din Spania cânta, care a fost duminica trecută, cânta acea cântare minunată cu acel conținut superb și frumos. Se duce vremea, se duce într-una, iar tu rămâi în stare rea. Se duce vremea, se duce într-una, deci folosește-te de ea.
Refrenul era să prinzi prilejul chiar acum, predă-te azi lui Dumnezeu. Iar a doua cântare care s-a cântat după acea cântare de frate în Spania, era acea cântare, acel ce va birui, acel ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu ca toți să biruim și ca toți să mergem în raiul lui Dumnezeu. Iar nașterea mea din nou a fost așa. M-am născut în 1976, în luna mai. Mai am un frate geamă și trei surori mai mari. Mama, în 2008, în luna octombrie, a chemat-o Domnul acasă. Mama era credincioasă. În perioada în care mama era însărcinată cu mine și cu fratele meu, tata a ales o altă cale. Deși era dintr-o familie de credincioși, a ales o altă cale să se ducă după alte femei. După ce mama ne-a născut pe noi, mama și tata au divorțat. Noi toți, cinci frați, am rămas la mama. Mama nu s-a mai recăsătorit. Și nu i-a fost ușor ca să crească cinci copii pe vremea lui Ceaușescu, să crească cinci copii în România. A trebuit să muncească mult și a trebuit să lucreze chiar și duminica și de foarte multe ori nu avea timp să meargă la adunare. De multe ori ne trimitea la adunare, dar noi copii fiind, nu ne duceam. Sau când ne duceam, stăteam de vorbă, stăteam de râs, în niciun caz ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și ca să vedem ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Mama fiind mereu la muncă și fiindcă noi nu puteam să, fiindcă trebuia să ne întreține și să ne crească, eu aveam un anturaj păcătos, un anturaj greșit. Și anturajul m-a schimbat. M-a schimbat nu în bine, ci în rău. Vreau să ies în evidență și în lume, ca să ieși în evidență, trebuie să faci faptele lumii. Fiind copii, fiind tineri, normal, ca să ieși în evidență, am început să drăguim, să mințim, să mint. În casă nu am auzit drăguială, înjurătură și alte vorbe porcoase. Dar, în schimb, eu le practicam pe toate. Dar nu numai atât. Făceam și scandaluri, bătăi, deși mergeam la adunare din când în când. Când mama ne trimitea. Poate sunt tineri sau oameni în vârstă care sunt în locul acesta și care în adunare par ca și creștini. Dar când plec de aici, sunt ca cei de afară. Mint, înjură, brăcuie, bea, fumează unii poate, alții poate se uită la pornografie, alții poate practică tot felul de păcate. Cu creștinii sunt creștini, iar cu cei de afară sunt la fel ca ei, nicio diferență. Aceasta a fost o bună perioadă din viața mea, duplicitate. Mergeam la adunare, fiind copii, ascultam când ascultam, dar mai mult, așa cum am spus, ne jucam. Cuvântul spune să fiți nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, ci și împlinitori. Poți să ai un nume de creștin, dar să nu fii. Poți să fii de ani de zile la adunare, dar să nu fii. Poți chiar să cânți în cor. Poți chiar să spui și câte ceva, dar să nu fii întors la Dumnezeu. Ba încă merg mai departe, poți chiar fi și botezat în apă și să nu fii trecut pe la cruce, să nu fii întors la Dumnezeu, să nu ai nașterea din nou. Dacă vă aduceți aminte pe data de 25 de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, fratele Mircea spunea, foarte mulți, foarte puțini trăim experiența nașterii din nou. Foarte puțini. Și Iisus spunea, gustați Cuvântul lui Dumnezeu, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dumnezeu este cu noi, dar trebuie să gust El. Trebuie să am o zi în care să îi predau viața lui Dumnezeu. Fiecare copil al lui Dumnezeu are mărturia nașterii din nou. Fiecare care spune că s-a întors la Dumnezeu, că este un răscumpărat al Domnului Iisus, are o zi, are un an, are o zi, are un ceas în care s-a întors
la Dumnezeu. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, ai ce să spui. Dacă nu te-ai întors la Dumnezeu, nu ai ce să spui. Așa cum am spus mai devreme, poți să inventezi, dar singurul care te înșeli, e singur care te înșeli. Oricum, fiind săret și minutele care urmează, cercetează-te și vezi în ce stare ești. Poți să spui cum te-ai întors la Dumnezeu? La școală am fost un copil problemă. De multe ori, dirigint a vrut să mă înmatriculeze din școală. Vorbeam mizerabil, vorbeam porcos, mă certam cu profesorii, îi înjuram, îi drăguiam, cu băieții mă băteam, cu fetele la fel, le jigneam. Am fost criticat în tot felul de brigăți școlare. În perioada aceea, la sfârșitul anului, diriginta sau profesorii de română făceau brigăți și făceau un fel ca un fel de... adunau toți părinții, toți copiii și începeau să... una dintre lucruri era că criticau copiii răi, copiii problemă și bineînțeles că eram cap de listă, eram pe acolo. Criticat, nu lăudat. Am fost chemat mama la școală din cauza mea, pentru că eu făceam multe probleme. Neputând să vină mama, fiindcă lucra foarte mult, nu s-a dus. Sora mea cea mică, Anca, a fost la școală și odată ce eram cu ea și cu fratele meu, s-a întâlnit cu profesorul ei de română, fiind directorul școlii, și când ne-a văzut împreună, a întrebat: cine sunt? Sunt frații mei. Cum, frații tăi? Cunoscându-o pe sora mea, Anca, era o fată cu minte, o fată care învăța, și știindu-ne pe noi ce, sau pe mine, ce problemă eram în școală, vă dați seama în ce stare penibilă am pus-o pe sora mea, Anca. În perioada 1987-1991 am avut o viață zbuciumată, lipseam de la școală, pe lângă bătăi, pe lângă altele. Apăruse în perioada aceea aparatele video și mă duceam și vedeam tot felul de filme. Tot felul de filme porcoase sau altele. În 1991 s-a propus să se dărâme adunarea din Câmpul Lung, din Biserica Evanghelică. Și nu știu cum am ajuns acolo, dar eu și fratele meu, din prima zi în care s-a dărâmat adunarea, țigla, prima țigla care s-a dat după adunare, am fost prezenți acolo și am fost nelipsiți. Frații începuse să ne laude și începuse să ne placă anturajul. Pentru că atunci când ești lăudat, apreciat, încurajat, parcă te simți altfel. Și începuse să ne placă să mergem la adunare. Nu neapărat că se și întâmpla ceva, vreo schimbare. Un lucru care, minunat, care m-a atras cel mai mult este că câțiva frați au început să ne iubească, ne-au invitat pe la ei pe acasă și frecventam de multe ori, îi vizitam. Și am început să învățăm și noi din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că odată ce mergi la adunare și te întâlnești cu frații, frații mai întrebau: ai citit astăzi? Și bineînțeles că dacă n-ai citit, n-ai ce să spui. Bineînțeles că de multe ori mințeam. Și am început să învățăm și versete din Scriptură, pentru că dacă te întreba, tu știi un verset din Scriptură? Poți să spui un verset din Scriptură? Și am început să învățăm ca să nu rămânem de rușine. Dar la adunare eram ca pocăiți, iar afară eram ca cei din lume. La fel, minciuni, drăguieli, înjurături, pornografie și multe alte lucruri, păcate pe care le făceam. Mi-aduc aminte că în data de 1992, 1 martie, începuse să facem vizite, eram într-o casă la un frate bătrân care nu mai putea să vină la adunare și pe data de 1 martie 1992, fratele meu Bogdan Geaman ia hotărârea să se întoarcă la Dumnezeu. În urma discuțiilor care au fost, în urma cântărilor, în urma cuvântului citit și în urma ceea ce acolo a fost în acea vizită, fratele meu Bogdan s-a întors la Dumnezeu. A luat hotărârea să se întoarcă la Dumnezeu. Ajungând acasă, era duminică, ajungând acasă, eram la mama acasă și pe holul acela mă întreabă: păi frate meu, tu te-ai întors la Dumnezeu? Iar eu i-am spus așa: nu, dar să nu mai spui la nimeni.
În acea perioadă, pentru că eu deja începuse să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, a început să mă mustre cugetul. Odată ce mergi în adunare și asculți cuvântul lui Dumnezeu, cunoști adevărul, nu poți să mai fii ca aceia care n-au auzit adevărul. Nu poți să te mai justifici și să zici, eu nu cunosc, eu nu știu. Și faptul că începuse să învăț din cuvântul lui Dumnezeu câteva versete, nu mult. Dar acele versete ele sunt o importanță mare care au lucrat în viața mea. Pentru că în acea săptămână, după 1 martie, în acea săptămână, tot timpul venea cugetul și mă mustra și spunea, plata păcatului este moartea, dar dară fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Toți au păcătuit și tu ai păcătuit. Tu îți cunoști bine viața. Tu știi că mergi la adunare și minți, și drăgui, și te bați, și faci o grămadă de lucruri. A fost o săptămână de durere, de chin. Acum, de foarte multe ori, îmi venea gândul acesta, tu nu ești pocăit. Tu vii la adunare. Tu asculți cuvântul. Tu mai și cânți. Din când în când. Dar tu nu te-ai întors la Dumnezeu. Tu știi clar că tu mergi direct în iad. Locul este clar, iadul. Pentru că nu poți să spui că trăiești în păcat și ajungi în cer. Nu poți să spui că dacă vii la adunare și cânți, ajungi în cer. Nu poți să spui că dacă te-ai rugat sau ai cântat sau ai făcut ceva în adunare, vei merge în cer. Pentru că tu nu te-ai întors la Dumnezeu. Pentru că tu nu te-ai pocăit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că tu nu i-ai spus, Doamne Iisuse, intră în inima mea, curățește-o, locuiește-o și sfințește-o. În acea perioadă se făceau multe strângeri prin casă. Și într-o strângere, mi-aduc aminte, eram la o soră, se numește Domnica, mergeau mulți tineri și, bineînțeles că mergeau și fete, și acolo unde mergeau fete, mie plăcea. Pentru că eram tânăr și mă atrăgea, mai ales că erau tineri, râdeam, glumeam și așa mai departe. Și am mers și eu acolo. Și mă întreabă sora Domnica, Nicule, tu te-ai pocăit, tu te-ai întors la Dumnezeu? Da. Da. Ok. Poți să ne spui și nouă cum? Am rămas amuțit. N-am spus nimic. Bineînțeles că s-a trecut, nu s-a rămas acolo. S-a început cu alte cântări sau cu alte lucruri. Acum lasă-mă puțin să mă întreb către tine, frate, prieten, care ești aici. Tu ai avut o zi în care te-ai întors la Dumnezeu? Ai avut un ceas în care ți-ai plecat genunchii să-ți plângi păcatele și să-ți mărturisești viața trecutului? Nu înșel pe nimeni decât pe tine singur te înșel, așa cum și eu mă înșelam pe mine. Acum tu poți să faci ceva, ceea ce eu pe 1 martie 92 am făcut. Poți să-ți recunoști, poți să ieși din mândria ta, poți să recunoști că trăiești în păcat, în duplicitate. Și îți cunoști bine viața, îți cunoști bine faptele, îți cunoști bine gândurile. Și mai mult decât atât, Dumnezeu te cunoaște și știe că tu nu te-ai întors la Dumnezeu. Și El te invită, El te roagă să vii să-ți predai viața. Viața pe care o trăiești, o trăiești o singură dată. Fii sincer cu tine. Cercetează-te. Și vezi dacă ești sau nu copilul lui Dumnezeu. Vezi dacă ești un răscumpărat al Domnului Iisus Hristos. Viața pe care o trăiești dovedește dacă ești sau dacă nu ești copilul lui Dumnezeu. Înțelege, dragul meu, că acum poți schimba direcția de mers. Acum tu poți da sens vieții tale. Acum tu poți să ai un început nou. Acum tu poți să primești iertarea care este în dar. Poți să fii eliberat, schimbat, prin puterea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Revin la mine. Dragostea fraților, care era atunci, m-a atras.
Deși o perioadă de timp eram duplicitar, așa cum am spus, cu pocăiții mă comportam frumos, vorbeam pe cât posibil ca să nu fac de râs, dar aceleași fapte, aceleași fapte, aceeași viață. Așa cum am spus, pe 1 martie fratele meu a luat hotărârea și pe mine m-a întrebat. A urmat o săptămână de chin, de durere în sufletul meu, acum eu nu mai eram același și dumneata nu mai ești același. Pentru că tu cunoști adevărul. Nu mai eram același pentru că luasem cunoștință de adevărul că Domnul Iisus Hristos mântuiește și mă iubește. El pentru mine a murit. El pentru păcatele mele s-a jertfit. El a plătit prețul răscumpărării. A stat pe cruce pentru mine. Și bineînțeles că și pentru tine. Nu ne mai puteam, nu mă mai puteam dezvinovăți și nu te mai poți dezvinovăți. Acum eram responsabil de deciziile pe care le luam. Și dumneata ești responsabil de deciziile pe care astăzi o iei. Ce faci în viața ta? Ce faci cu sufletul tău? Sau unde îți vei petrece veșnicia? Așa cum am spus, îmi veneau în minte versete, plata păcatului este moartea. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Ajunsesem să înțeleg că pocăința nu este o opțiune, este o poruncă, că eu trebuie să mă pocăiesc dacă vreau să ajung în cer. Și dumneata, dacă vrei să intri în cer, trebuie să te pocăiești. Este unica cale și unicul mijloc este Domnul Iisus Hristos. Comportamentul fraților în acea perioadă și dragostea lor pentru mine și fratele meu, dar pentru mine în special, m-a atras mai mult și m-a făcut să mă schimb, să iau decizii noi, hotărâri noi. În mine se dădea o luptă cruntă, era o luptă pe viață și pe moarte. Ce rău spuneam, lasă-mă, tu nu vezi că ce bine te simțeai când mințeai, drăguiai, făceai pe interesant, vrei să pari că ești cineva? Că așa făceam. Și poate și dumneata face așa, vrei să pari că ești cineva, dar deși nu ești. Fără Domnul Iisus, fără iertarea Lui, nu ești nimic și mai nimic. A venit duminică 8 martie. În acea săptămână, cugetul în fiecare zi mă mustra, tu trebuie să faci ceva, ajunge cât ai trăit, oprește-te, oprește-te. 8 martie 1992, era o duminică, am fost la adunare dimineață, am fost duminică seară la adunare, iar când am venit acasă, nu știu ce s-a vorbit, când am venit acasă, m-am dus în cameră, am închis ușa, mi-am plecat genunchii și am început să plâng. Și să-i spun Domnului Iisus, Doamne Iisuse, eu până acum am trăcuit, am mințit, am înjurat, am văzut toate mizerile, am făcut atâtea lucruri murdare și mizerabile în viața mea. Doamne, te rog, îmi pare rău, te rog, iartă-mă, schimbă-mă Tu, dacă până acum am trăcuit, înjurat, dacă până acum am făcut ce este rău înaintea Ta, te rog, schimbă-mi inima, schimbă viața, intră în inima mea și schimbă. Și am început să-i spun Domnul Iisus, îmi aduc aminte și acum, parcă acum sunt, eram plecat pe genunchi și spuneam Lui, Doamne, păcatul ăsta, păcatul ăsta, te rog, iartă. Dar nu numai atât, dă-mi putere să nu mai fac. Am zis, dacă până acum cu gura aceasta am făcut atâtea lucruri multe, dacă până acum viața mea a fost atât de mizerabilă și murdară, Doamne, vreau să schimbi. Și vreau de acum cu gura aceasta să pot să spun despre Tine. Să am ce să spun despre Tine. Acesta a fost momentul în care eu mi-am predat viața în mâna Domnului Iisus, în care pe El l-am primit ca Mântuitor. Momentul în care am devenit copilul lui Dumnezeu prin ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru mine. Eram pe clasa, eram în școala profesională, și vreau să mai spun că la începutul școlii profesionale viața mea era tot așa, cum ca înainte. Cu creștini eram ca ei, iar cu ceilalți la fel ca ei. În clasa care eram la profesională, era și o colegă care a fost și în generală și îmi cunoaștea viața. În momentul în care am luat hotărârea să-L primesc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și în momentul în care m-am întors la Dumnezeu, incredibil, nu mai trebuiam. Și am luat cuvântul lui Dumnezeu și am zis, trebuie să fac ceva. Trebuie să fac ceva. Dacă până acum am făcut așa, trebuie să fac ceva. Și am început să învăț din cuvântul lui Dumnezeu, capitole, epistole,
atunci când stai de vorbă cu cineva, ce să-i spui? Trebuie să-i spui ceva. Și poți să-i spui felul în care Dumnezeu a lucrat, dar trebuie să-i spui cuvântul lui Dumnezeu. Făceam practică la uzina Aro, era o fabrică de mașini, în câmpul de mușă. Și Domnul mi-a dat har ca să-L mărturisesc elevilor, să-L mărturisesc profesorilor, să-L mărturisesc chiar și directorul școlii. Colegii din clasă au rămas surprinși, iar acea elevă care a fost cu mine și în general a început să le spună: păi nu știu ce se întâmplă cu nimicul ăsta, dar nu mai e același. Păi parcă era cam prost el, dar uite, parcă acum s-a schimbat. Pentru că odată ce te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu schimbă viața, îți dă sens și te face să fii într-adevăr al lui trebuit, te face să fii un om responsabil. După o perioadă de timp, frații în adunare, după ce s-a construit adunarea din Câmpul Lung, nu exista adunare de copii. Pentru că sala care era adunarea de copii era depozit de lemn. Și Domnul mi-a pus pe inimă ca să le spun fraților: fraților, mă lăsați pe mine să fac curățenie aici pentru ca să se facă adunare de copii. S-a făcut curățenie în sala aceea și s-a început o adunare de copii. La o perioadă de timp, frații au hotărât să zică: fratele, vrei să te ocupi și tu cu copiii? Împreună cu fratele, un frate mai vârstă, fratele Sima. Au trecut o perioadă de timp și în aceea perioadă s-a format și un grup de tineri în care se mergea prin case la bătrâni, la cei care nu mai puteau să meargă la adunare. Se făcea curățenie de la A la Z. Surorile spălau perdele, ferestre, băieții reparau ce reparau prin curte și după aceea se stătea la părtășie, se cânta, se citea cuvântul lui Dumnezeu, se ruga. Și aceasta a fost o perioadă bună de timp în care noi am început să lucrăm, să facem câte ceva pentru Dumnezeu. Tinerii aveau acea plăcere și satisfacție, am făcut și ceva pentru Domnul. Și erau așa de bucuroși. A trecut ceva timp și am început să lucrăm cu tinerii. Am crescut un pic mai mari și am început să lucrăm cu tinerii. Am început să vizităm adunările de prin prejur. Și când mergeam la adunările de prin prejur, se lua o epistolă și data următoare se spunea de către toți care erau tinerii pe din afară: a zis, mă, dacă toți suntem, să învățăm ceva, să spunem ceva. Nu ne strânge doar să râdem. Ok, este bine, că suntem tineri, glumim și așa mai departe. Dar să facem și ceva folositor ca să căpătăm binecuvântarea de partea lui Dumnezeu. Și aceasta a fost o perioadă de timp. În acea perioadă se făceau și strângeri cu tineretul prin adunări. Și mi-aduc aminte că așa am și cunoscut-o pe iubita mea soție, Raluca. Mergeam la o adunare de tineret în Curtea de Arce și așa am cunoscut-o. Și la un an de zile ne-am căsătorit. Și Dumnezeu l-a binecuvântat cu 4 copii minunați. Vă mărturisesc, iubiților, că viața mea de atunci până acum nu a fost în totalitate așa cum ca a Domnului. Se cânta acea cântare, să mă asemăn cu tine, să fiu ca tine, mai iubitor, mai bun. Viața mea nu a fost așa și îmi pare rău și mi-a părut rău. De multe ori am căzut așa cum cade un copil și venea celălalt și spune: tu pocăit? Tu copilul lui Dumnezeu? Tu nu vezi ce ai făcut? El vrea să bage deznădejde. Dar au fost frați, au fost surori care ne-au încurajat. Tu ești copilul lui Dumnezeu, Domnul este cu tine. Ok, s-a întâmplat să cazi, mărturisește, părăsește. Și Domnul s-a îndurat, pentru că potrivit cuvântului, El este cu noi, eu sunt cu voi. Și trebuie să înțelegem că dacă suntem copii al lui Dumnezeu, El este cu noi în orice timp și în orice moment. Indiferent dacă s-a întâmplat să cazi. Dar atenție! S-a întâmplat să cădem. Potrivit cuvântului din Întâi Ioan, capitolul 2, spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălui Mijlocitor pe Iisus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Aceasta este o mică parte. Am fost plecați în Spania și s-a rămas și acolo la adunare, ne-am bucurat și Dumnezeu ne-a folosit așa cum El a hotărât. Am atâtea motive să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că El m-a scos din groapa mocirii.
Dumnezeu mi-a schimbat viața. Este o dovadă a faptului că eu știu cum trăiam. Eu îmi cunosc bine faptele și îmi cunosc bine trecutul, mizerabil și mundan. Îmi este rușine de mine. Dar Domnul m-a schimbat. Dar Domnul m-a iertat. Nu am meritat și nu voi merita. Este lucrarea Harului Divin. Astăzi trăiesc, fiindcă El m-a iertat și m-a mântuit. Astăzi trăiesc, fiindcă El a plătit prețul răscumpărării mele. Astăzi trăiesc și vreau să-L iubesc și mă rog ca Domnul să-mi dea har câte zile voi mai trăi, să pot trăi pentru slava Lui. Fac dovada că m-am întors la Dumnezeu, nu doar că de mult, mulți ani în urmă m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Fac dovada că m-am întors la Dumnezeu este că și astăzi mă cercetez și dacă am păcătuit, mă pocăiesc și părăsesc. Fac dovada că astăzi m-am întors la Dumnezeu pentru că merg împreună cu El, pentru că îl urmez pe El. Iubiții mei frați, iubiții mei surori, iubitele mele surori, trăim vremuri din urmă în care noi pocăiții, de multe ori, trăim ca nepocăiții. Mi-am notat așa câteva întrebări, care aș vrea să mi le pun mie și mi le pun și dumneavoastră. Când a fost ultima oară când s-a întâmplat să păcătuiești și ți-ai mărturisit păcatul? Când a fost ultima oară când s-a întâmplat să păcătuiești și să-ți plângi păcatele? Sau, crezând ca mâini, crezând că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Condiția este să mi le mărturisesc. Trebuie să mărturisesc păcatele ca să fiu iertat. Care este atitudinea ta atunci când se întâmplă să păcătuiești? Ce faci când s-a întâmplat să păcătuiești? Te doare, te mai doare când s-a întâmplat să păcătuiești? Sau trăiești cu indiferență? Sau cauți să te justifici? Sau încerci să uiți crezând că și Dumnezeu uită? Dumnezeu nu iartă. Atenție ce spun. Dumnezeu nu iartă păcatele de mărturisire. Ca să fim iertați, trebuie să mărturisim. David spunea, Doamne, iartă și păcatele care nu le cunosc. Pentru a fi iertați și pentru a avea păcatele iertate, trebuie să mărturisesc. Dacă ceea ce ați auzit, vă regăsiți și Dumnezeu vă vorbește și astăzi hotărâți să vă împăcați cu El, nu păgubiți, ci câștigați părtășia cu El, părtășia cu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos. Am siguranța că sunt mântuit nu cu doar că de mult am umblat cu El, ci și astăzi continui să umblu cu El. Trăiesc cu El în fiecare zi, trăiesc în lumină. Am zilnic părtășie cu Domnul. Sunt biruitor prin Domnul Iisus Hristos. Am început cu pilda smochinului. Găsește stăpânul rod în mine? Găsește stăpânul rod în tine? Găsește stăpânul rod? Sau de câți ani caută? Nu este vremea să vorbim acum despre lucrul acesta. Dar El caută și astăzi rod. În mine, rod, în tine. Trebuie să înțeleg că viața aceasta pe care o trăiesc o singură dată. Înțelegi? O singură dată trăim viața aceasta. De aceea nu țirosi viața. Poate este ultima zi, poate este ultima dată în care stai în locul acesta și în care să te întorci la Dumnezeu. Te rog, în numele Domnului Iisus, dacă nu te-ai întors, întoarce-te. Este greu, dar îți cer în numele Domnului Iisus, împacă-te cu Dumnezeu. Este dificil, unii vor veni la tine și vor râde de tine. Alții te vor bașocări. Alții, poate chiar din adunare, fraților, vor rămâne surprinși și uimiți că tu astăzi e o decizie să te împaci cu Dumnezeu. Dar tu câștigi iubirii dacă astăzi te hotărești pentru Dumnezeu. Dacă te hotărești, câștigi și ești biruitor. Te rog să nu te superi, că am insistat și insist. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea? Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Ai preț în ochii lui Dumnezeu. Cuvântul spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Lasă totul și vină la Domnul Iisus Hristos. Vii la adunare și apoi te duci acasă și locuri, te uiți la lucruri nepotrivite sau practici lucruri
nepotrivite. Așadar, omule, nu contează cât ai păcătuit, nu contează cum ai trăit, astăzi, acum, tu poți fi iertat, mântuit. Tu nu ești ca cei de afară, pentru că acum ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că tu ai auzit de multe ori despre Dumnezeu, despre dragostea Lui și despre prețul nespus de mare pe care Dumnezeu Tatăl l-a plătit pentru noi ca să fim mântuiți. El este unicul care te poate ierta. El este unicul care te poate mântui. Ce ar trebui să mai facă Dumnezeu ca tu astăzi să te întorci la El? A dat cea mai scump, a dat pe Fiul Său pentru tine. A plătit prețul suprem, a murit în locul tău. S-a jertfit în locul tău, pentru vina ta, pentru păcatele tale, ca tu astăzi să ieși din mândria ta și să te smerești. Și tu astăzi să zici, Doamne Iisuse, eu astăzi vreau să-mi redau viața. Eu nu vreau să merg în iad. Nu știi clipa în care pleci și părăsești acest pământ. Nu contează că ești tânăr. Poți să treci în veșnicie astăzi. De aceea, fii înțelept. Când ai fost bolnav și ai strigat către Dumnezeu, Dumnezeu te-a vindecat. Când ai fost în lipsă și ai strigat către El, Dumnezeu te-a scos, te-a ajutat. Când ai fost în strâmbturare, El te-a scos. Spune, dragul meu, a mai rămas ceva din care Dumnezeu să nu fi făcut pentru tine? A făcut atât de multe pentru tine. A rămas ceva? De aceea, ființele, acum este ceasul potrivit. Acum este momentul în care tu să te întorci la Dumnezeu. Apostolii spuneau, vă rugăm fierbinte în numele Domnului Iisus, împăcați-vă cu Dumnezeu. Fii înțelept, dacă este cineva care vrea să se întoarcă la Dumnezeu cu adevărat, să-i și vrea să iasă din mândria lui, să recunoască că a avut o viață de plicitare, vrea să primească pe Domnul Iisus ca Mântuitor, poate să ridice o mână sau poate să zică în inima lui, Doamne Iisuse, mulțumesc că mi-ai mai dat har, mi-ai mai dat clipe în care să-mi predau viața. Acum este ceasul potrivit. Fii înțelept, Dumnezeu te-a chemat. Răspunde-i cu da. Da, Doamne Iisuse, eu astăzi vin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să vă ajute ca această zi să fie o zi de bucurie, o zi în care să ziceți, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că m-ai ajutat să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu și să cred în jertfa ta. Maranata, Domnul nostru vine. El să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.
Tu ești Dumnezeu.